Acesta în 14 mai se pline 76 de ani de la declararea independenței statului Israel. Discutăm în continuare despre contextul istoric și politic în care a apărut statul evreu modern, despre trăsăturile sale definitorii, posibile explicații pentru care nu s-a putut înstăpâni o pace durabilă între izraelieni și statele arabe, izraelieni și populația palestiniană, dar și alte aspecte și posibile explicații istorice ale unor eventuale șanse irosite care ar fi dus la reconcilierea celor două porți. Cu invitatul meu din studio, domnul profesor Ladislau Gemant, istoric. Bun găsit, domnul profesor. Mulțumesc pentru invitație. O să intru direct în subiect și o să vă întreb: în ce context istoric și politic a apărut statul uh, Israel, uh, stat evreu modern, care sunt și care ar fi trăsăturile sale definitorii? Uh, consider uh, extrem de important în acest moment uh, de uh, celebrare a înființării unui stat. Uh, Evreiesc ca statul Israel, să ne gândim la antecedentele istorice care, din păcate, în discuțiile din aceste zile foarte înfierbântate, sunt, în general, trecute sub tăcere sau necunoscute de cei implicați. Trebuie să uh, subliniem faptul că antecedentele înființării statului Israel se întind în urmă cu două milenii, atunci când în urma cuceririi Ierusalimului de către Imperiul Roman, populația evreiască din această zonă a fost risipită în întreg Imperiul Roman, luând naștere ceea ce se numește diaspora evreiască. Această diasporă, deci, a trebuit să facă față unor condiții extrem de grele de viață, de persecuții, de expulzări timp de multe secole. În timp ce, pe teritoriul de pe care au plecat, de-abia după circa șapte secole s-a înstăpânit uh, califatul arab, deci apare uh, o stăpânire arabă. Din punctul de vedere a dreptului istoric, deci lucrurile cred că sunt fantastic de limpez, în sensul că uh, acest teritoriu a fost uh, patria străveche a poporului evreu. Această situație dificilă a comunităților evrești, care au trebuit să supraviețuiască în condiții de izolare, de persecuții, de concentrare pe propriile valori, a durat până în veacul luminilor, când a apărut și s-a impus treptat în Europa ideea de toleranță. Răspunsul evreilor la aceasta a fost reforma în iudaism care a însemnat deschiderea comunităților evreiești spre societățile în care trăiau, iar răspunsul societății a fost acordarea drepturilor cetățenești, deci emanciparea civilă a evreilor, care a avut loc până în secolul al XIX-lea în întreaga Europa și în America, excepție făcând doar două state, Rusia țaristă și Regatul Român, unde de abia. După primul război mondial s-a putut realiza emanciparea civilă a evreilor. Evreii au răspuns la această nouă situație integrându-se în societățile în care trăiau cu mari realizări atât în domeniul economic, în privința culturii, a științei. Din păcate însă, reacția societăților respective a fost una absolut neașteptată rezultatul unei reacții fiind apariția antisemitismului modern, care în varianta sa cea mai cumplită, varianta rasială, a dus practic la tragedia Holocaustului. În această situație, pentru evrei s-a creat un fel de fundătură. Pe de o parte, deschiderea și asimilarea cu societățile în care trăiau se lovea de acest antisemitism modern, iar întoarcerea în timp la izolare și la concentrare exclusivă pe propriile valori, așa cum fac până astăzi unele comunități ultraortodoxe, nu mai corespundea noilor vrem. Și atunci a apărut soluția de ieșire, soluția sionistă, ideea ca evreii să aibă un stat al lor propriu, o națiune modernă proprie, cu o limbă națională, cu instituții, Uh, astfel încât uh, uh, să intre în comunitatea popoarelor în condițiile unor drepturi egale și a unei, unui statut egal cu acestea. Rezultatul final al acestui proces, uh, precedat de o, o emigrare masivă a evreilor din diasporă pe teritoriul Eretz israel a, a fostei lor patrie, s-a soldat în 1947 printr-o rezoluție a Națiunilor Unite, adoptată cu acordul deopotrivă al Statelor Unite, al Marii Britanii, dar și al Uniunii Sovietice, prin care se prevedea ca fostul teritoriu uh, care se aflase sub mandat britanic să fie împărțit între cele două popoare, să se creeze un stat evresc și un stat uh, arab. Deci, aici, din nou, Trebuie să subliniem un lucru. Azi se vorbește foarte mult de soluția celor două state. Nu este o descoperire actuală. A existat o rezoluție a Națiunilor Unite pentru crearea celor două state. Din potrivă, însă, această soluție a fost, din păcate, torpilată de partea arabă. În sensul că a doua zi după rezoluția. Națiunilor Unite a urmat asaltul, atacul țărilor arabe înconjurătoare și a populației palestinene locale împotriva evreilor. Și ca un adevărat miracol, istoria evreilor este deseori marcată de asemenea momente de miracol. Mica comunitate evreiască în raport cu milioanele numeroase care i-au atacat, a reușit să reziste. Și astfel a luat naștere statul uh, și înființarea acestui stat este astăzi uh, sărbătorită de toți oamenii raționali și uh, corecți, cunoscători ai antecedentelor istorice și care reușesc să se desprindă de uh, mrejele unei propagande care a devenit în aceste zile foarte activă. În uh, direcție contrară. Cu, cum explicați, domnule profesor, că încă de la primele zile de la înființarea statului evreu și până în zilele noastre nu s-a putut instaura o pace durabilă între, uh, pale, între izraelieni și statele arabe, între izraelieni și populația palestiniană? Uh, deceniile care au urmat înființării statului Israel au fost foarte dificile. A fost o muncă de construcție intensă. De pe urma căreia a rezultat un stat uh, cu o economie care astăzi este admirată de întreaga lume, a rezultat singurul stat cu instituții democratice din întregul Orient uh, apropiat și, uh, în același timp, realizările științifice și culturale ale Israelului uh, sunt uh, incontestabile. Din păcate, toate acestea s-au realizat în condițiile unor permanente contestări venite din partea statelor arabe învecinate, din partea a, populației palestiniene, ceea ce a, a dus la o serie de războaie, a dus la a, a, înflorirea terorismului care s-a extins dincolo de limitele Orientului apropiat și astfel... A, firavele încercări de soluționare pașnică a acestei situații au eșuat de fiecare dată din pricina elementelor extremiste care au reușit să zădărnicească. Deci a existat, putem vorbi de șanse irosite despre de... A existat un de... moment esențial atunci când s-au încheiat acordurile de la Oslo, care puse în aplicare ar fi dus la o a, pacificare treptată a acestei zone. Din păcate însă, extremiști din ambele părți, știm că primul ministru Itac Rabin a fost asasinat de un evreu fanatic, iar din partea arabă au început intifadele, au început actele teroriste care au făcut ca acest proiect să nu poată fi pus în aplicare. S-a ajuns astfel la situația în care ne aflăm astăzi, adică uh, organizațiile teroriste din lumea arabă au preluat practic reprezentarea uh, intereselor poporului palestinian, ceea ce este extrem de regretabil și care amână foarte mult găsirea unei soluții pașnice. Este evident că. Înstăpânirea organizației Hamas asupra fâșiei Gaza nu s-a întâmplat prin coborârea Hamasului din cer cu un scrânciob, ci prin alegeri, prin alegeri libere și populația din Gaza a votat pentru uh, Hamas. Iar Hamasul a răspuns la aceast, uh, acest mandat, lovind în cealaltă organizație palestiniană, în organizația Fatah, ajungându-se până la expulzarea și chiar uciderea masă a reprezentanților acestei organizații în fâșia Gaza. Deci astăzi când vorbim despre Hamas, este o greșeală imensă identificarea Hamasului cu poporul palestinian. Este o diferență între cei pe care pretind că îl reprezintă și între acești teroriști care sunt, după cum bine știm, autorii abominabilului act din 7 octombrie, săvârșit împotriva Izraelului. Desigur, ar trebui ca cei care sunt factori de decizie și care influențează opinia publică internațională să țină seama de această distinție esențială între teroriști și între poporul pe care pretind că reprezintă. Golda Meir, o fostă conducătoare recunoscută a Israelului prim-ministru, a spus odată că pacea se va realiza atunci când palestinienii își vor da seama că uh, iubirea față de proprii copii, față de propriile familii, este mai importantă decât ura împotriva evreilor. Acum însă, din păcate, această organizație folosește populația palestiniană din Gaza ca scut uman în condițiile războiului existent. Și astfel se ajunge la inevitabile pierderi civile absolut regretabile. Putem din păcate... Și de alte însă. condiții în care s-ar uh, crea reconcilierea între două părți? Ar avea loc? Deci, ideea e că o asemenea reconciliere nu poate avea loc atâta timp cât tânăra generație este otrăvită sistematic cu ideea urii împotriva evreilor și cu obiectivul de a despința statul Israel. Lozinca pe care o auzim astăzi în demonstrațiile care au loc în întreaga lume a unei țări de la Iordan și până la Marea Mediterană înseamnă desfințarea practică a statului Israel. Evident, nu poate avea loc niciun fel de reconciliere atâta timp cât acest obiectiv e prezent în manualele școlare, în predarea, în educarea tinerei generații. După părerea mea, o soluție viitoare este posibilă doar printr-o răbdătoare și stăruitoare muncă de educație, care trebuie să dureze câteva generații, să schimbe lucrurile și atunci Israelul va avea cu cine uh, încheia uh, această reconciliere. Două state pot exista alături numai dacă se recunosc reciproc ca existență, numai dacă își respectă reciproc uh, valorile și uh, se străduiesc ca această conviețuire să fie pașnică. În momentul actual, din păcate nu văd niciun fel de șansă pentru așa ceva. Iar cei care foarte mulți, inclusiv în cadrul organizației Națiunilor Unite, susțin ideea celor două state. Trebuie să și aducă aminte că există o rezoluție ONU din 47 în această privință. Iar cei care au Renunțat să aplice și chiar au, au împiedicat aplicarea acestei relații, au fost, din păcate, cei din partea arabă. Lucrurile sunt, deci, foarte complicate și dificile. Este greu de găsit o soluție. Ne bucurăm, totuși, că în țara noastră, în România, opinia publică, poziția guvernamentală sunt. Situate pe niște baze de corectitudine, logică, de ținere, luare în considerare a antecedentelor istorice și a realităților prezente. România. De curând, sus... da, Parlamentul României și-a adoptat această lege 86 în 2024, care declară ziua de 14 mai drept ziua prieteniei și solidarității dintre România și uh, Israel. Ce importanță are această lege în acest context și de ce a fost nevoie să fie ea instituită? Este uh, o decizie de importanță esențială din punctul de vedere al țării noastre și din punctul de vedere al contextului internațional. La noi, acest lucru înseamnă că marea, imensa majoritate a poporului român recunoaște faptul că Existența statului Israel este o realitate, este uh, recunoscută de uh, toate rezoluțiile ONU care contează și, în același timp, uh, ca întotdeauna, România este dispusă să fie un factor de legătură între cele două părți, să contribuie la uh, o rezolvare pe cât posibil pașnică a lucrurilor instituirea acestei zile festive reprezintă un gest extraordinar în momentul în care vedem că în Statele Unite, în Europa Occidentală, au reușit să se impună în mediile de socializare, în, pe străzi, forțe care încearcă să torpileze o asemenea înțelegerea lucrurilor. Și evident că aceste evoluții nu sunt străine nici de niște influențe venite dinspre răsărit, pentru care o, aceste tulburări din Europa occidentală sunt ca o manușă pentru a susține niște intenții expansioniste evidente, dovedite de războiul din Ucraina. Iar în Statele Unite, din păcate, o parte a tineretului universitar, întotdeauna deschis la revoltă, a reușit să fie derutată și atrasă în aceste mișcări care sunt rușinoase pentru un stat care... Inclusivul a fost universitățile a... americane și nu numai. Sigur, mai... universitățile americane au fost pentru noi un adevărat model. Și cele europene, Sorbona, sau universitatea din Berlin și așa mai departe. Faptul că niște grupuri de studenți violenți reușesc să pună stăpânire pe aceste universități pentru a susține niște aberații uh, în interesul unor uh, forțe teroriste ca Hamasul rest este extrem, extrem de regretabil. Sperăm totuși că până la urmă rațiunea va învinge și după ce se va termina acest an marcat de uh, campanii electorale în care sunt diverse interese ce se manifestă, lucrurile se vor putea așeza în făgașul lor normal și inclusiv în Orientul apropiat se va putea ajunge la... O inițială pacificare în care, după părerea mea, Organizația Națiunilor Unite ar trebui să se implice uh, cu totul altfel decât în prezent, de pildă, deplasarea unor forțe ONU de menținere a păcii ar fi un pas esențial pentru a pune capăt ostilităților și pentru a asigura totodată securitatea statului Israel. Adică, pentru Israel, a cărei Înființare, o sărbătorim astăzi, este esențial ca ceea ce s-a întâmplat în 7 octombrie să nu mai poată avea loc niciodată. Și acest lucru se poate realiza numai prin eradicarea terorismului și prin a, a, obținerea unor garanții internaționale de evoluție pașnică în viitor. Sperăm la rațiunea la care ați făcut și dumneavoastră referire la această reconciliere mult așteptată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră, pentru informațiile pe care le-ați furnizat. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!